Începe o nouă ediție Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu și vă spun bun găsit! Nu imaginez că vă așezați în fotoliu cu floricelele în față și vă uitați la această ediție ca la un serial super interesant de la capăt până la final, deși să știți că ați ieșit câștigați. Dar dacă e totuși cineva care face asta, măcar să-și găsească o poziție confortabilă pentru picioare, dacă acestea dau semne de oboseală și sunt cam umflate. Iar dacă încă trebuiți prin casă sau sunteți în mașină, măcar câteva idei sper să reușiți să prindeți din zbor, pentru că suntem prinși într-un context social care ne obligă să muncim stând jos, ore întregi în fața calculatorului sau ore întregi conducând sau ore întregi stând în picioare. Iar picioarele reacționează. Nu sunt deloc puțini cei care se confruntă cu picioare umflate sau varice dureroase, iar după multe tratamente, operația rămâne singura soluție. Totuși, putem să nu ne înțepăm de acul chirurgului? Omul care ne dă speranță că se poate s-a întors la Sănătate cu Prioritate. Este vorba despre fizioterapeutul Alexandru Ilie. Bine ai revenit, mă bucur să te văd în emisiune din nou. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, întrebarea mea este dacă e o problemă, ca din când în când. E o problemă așa de mare, ca din când în când. Să ni se mai umple picioarele, că des, se întâmplă lucrul ăsta, este foarte, n-aș spune la modă, este foarte prezent și n-aș spune că e chiar periculos. Este o simptomatologie într-adevăr frecvent întâlnită și dar important să înțelegem de fapt ce ne transmite organismul în momentul în care avem prezentat acest semn clinic, pentru că e clar că avem o problemă de circulație periferică și nu doar acest, poate să fie edem cum l-ai prezentat tu, deci umflarea picioarelor, însă sunt inclusiv fenomenele de picioare reci sau extremități, mai corect spus reci, pentru că vorbim atât de mâini cât și de picioare. Și o să vorbim astăzi de ce apare acest fenomen și ce anume nu funcționează optim de avem această simptomatologie și, nu în ultimul rând, prezența varicelor sau chiar a senzațiilor dureroase. Sunt multe doamne care, sau domnișoare care merg pe tocuri, de exemplu, stau o perioadă lungă de timp la birou și acuză o durere un pic mai jos de zona gambei, deci la nivelul tendonului achilian și între gambă și tendon achilian și spun, simt aici că e o tensiune și dacă le faci un masaj, mi-i spune, vai ce bine este. Dar chiar așa este o problemă. Problema doamnelor, pentru că deseori ele se plâng că au picioarele umflate, că au stat prea mult pe pantofi cu toc, exact. sau nu știu, au stat prea mult în picioare. Deci este o problemă pentru din simplul fapt că ne încălțăm cum nu trebuie, poate, sau stăm prea mult încălțate cu... Ambele variantele. Ai pus punctul pe I în ambele situații, pentru că vorbim de confortul generat de încălțăminte pe de-o parte, iar în cazul femeilor știm foarte bine că această încălțăminte în V obstrucționează destul de bun mecanica piciorului și de multe ori și circulația ajunge să fie obstrucționată și, bineînțeles, vorbim de statică aceasta prelungită, femeile având o activitate dominantă mai mult de statică decât din bărbați. Bărbații sunt încă implicați în activități fizice, iar atunci incidența studiilor arată că, într-adevăr, femeile sunt mult mai predispuse spre aceste disfuncții circulatorii. Da, dacă mă întrebi pe mine, nu am auzit eu, cel puțin în cercul meu de prieteni, n-am auzit vreun bărbat să se plângă de această treabă. Dar există, nu? Există cu precădere sindromul varicos, deci prezența varicelor asta, este da, și în cazul umflate bărbaților și mai ales în cadrul sindromului de picior al diabeticului, unde apare o complicație mult mai mare cu sechele care pot conduce inclusiv la disfuncții motorii. Însă subiectul nostru de astăzi este acesta al circulației periferice și ne pregătisem pentru colegii anumite imagini, tocmai pentru a înțelege foarte în clar că vorbim despre un sistem extrem de complex când vorbim de circulația sângelui în organismul nostru. E foarte important, de exemplu, de interesant, spun eu, ca informație, dacă ar fi să desfășurăm întregul nostru sistem, atât vom vedea arterial cât și cel venos, deci o să vorbim pe de-o parte de sânge încărcat cu oxigen și nutrienți și pe de altă parte sânge desaturat, deci cu o concentrație foarte, foarte redusă de oxigen. Interesant este că desfășurarea întregului sistem, atât al nivelului capilar, ar conduce, gândește-te, de două ori în conjurul planetei pe la ecuator. Wow! Aceasta este o informație care este deja cunoscută, este publicată și de multe ori se face așa o glumă din punctul de vedere, pentru că cu de rare ori ne vine să credem că avem atât de multe conducte prin care sângele nostru trebuie să ajungă să circule și orice perturbare a acestor conducte conduce imediat la o manifestare clinică,
pe scurtă durată sau pe lungă durată. Și dacă am vorbit și imagine vor fi pregătite, toate atlasele de anatomie vorbesc despre simbolistica aceasta de roșu și albastru, unde roșu, sistemul circulator arterial, este cel cu predominanta aceasta de culoare roșie, iar cel venos întotdeauna este simbolizat cu albastru. Iar este extrem de important de cunoscut faptul că atunci când vorbim despre extremități reci, da? Exact cum vedem acum în această imagine, așa arată în multe atlase de anatomie simbolistică aceasta cu roșu și albastru, pentru a face o distinție foarte clară între ce înseamnă sânge încărcat cu oxigen, așa cum vedem în imagine simbolizat prin roșu, și sângele desaturat, așa cum el este cunoscut publicului larg. Și vedem că sunt destul de asemănătoare dacă ne uităm la ele, însă cu roluri foarte diferite. Și dacă mă întorc la simptomatologie, exact ce ați văzut, ce prezentau mai devreme și colegii aici, cu această simptomatologie extremităților reci, trebuie să știm că este o disfuncție de circulație arterială. Deci, cu alte cuvinte, sângele încărcat cu nutrienți, încărcat cu molecule de oxigen, nu ajunge în cantitate suficientă către extremitate. Și atunci, evident, aceasta prezintă răcirea de temperatură. Unii este cred că nu este o problemă la care ar trebui să se oprească neapărat. Că așa sunt eu, de când mă știu am mâinile reci și picioarele reci. Dar nu e o chestiune pe care ar trebui să o trecem cu vederea, nu? În niciun caz. Așa cum spuneam, este o disfuncție circulatorie, deci nu este considerat un spectru fiziologic, deci normal, să vorbim despre sănătate cu prioritate, deci nu este un lucru sănătos să ai extremitățile reci, și cred că este o greșeală să treci peste acest semn clinic pe care corpul ți-l transmite, că ai o mică avarie pentru moment și ca să faci ceva. Și dacă am vorbit despre sistemul arterial, trebuie să înțelegem că el, o să vedem imediat prin comparație cu cel venos, are din fericire o pompă. Pompa care împinge sângele în organismul nostru, așa cum știm, din fericire, este inima noastră. Iar inima, o să vedem imediat într-o animație, ne aducem aminte, este împărțită în patru camere foarte bine cunoscute sub denumire de atrii, respectiv ventricule, iar sângele are un circuit foarte clar cunoscut în momentul de față. Pe de-o parte vorbim despre întoarcerea sângelui desaturat către inimă. Uite ce frumos se vede acum în imaginea aceasta pe care v-am pregătit-o, și vedem cum intră prin atriu și coboară în acest ventricul și apoi urcă prin valva pulmonară înapoi către cel albastru, vorbesc, către plămân, pentru a fi încărcat cu moleculele acestea de oxigen și se întoarce înapoi în inimă pentru a fi împins în organism. Ei bine, viteza și forța cu care este împins depinde foarte mult de activitatea noastră fizică. Și aici intervine, de fapt, rolul kinetoterapiei, căci dacă ai extremitățile reci, e foarte interesant că dacă, de exemplu, ai face acest tip de mișcare, să strângi pumnul de 10-20 de ori în 3 serii, vei vedea brusc că mâinile tale se încălzesc. De ce? Pentru că inima semnalează, practic, nevoia de nutrienți al acestei regiuni și împinge mai mult sânge arterial către această zonă. Deci, iată cum poți combate problemele de circulație periferică printr-un antrenament prin care să reușești permanent cu ajutorul acestei pompe să împingi nutrienții în această zonă care prezintă, în momentul de față, un semn clinic de avarie, așa cum spuneam, de această răceală. Eu sunt foarte curioasă dacă, din practica noastră, dacă sunt oameni care stau mai mult în picioare sau oameni care stau mai mult jos. Unde e pericolul mai mare? La cei care stau mai mult în picioare sau cei care stau mai mult șezut? Ambele sunt la fel de periculoase dacă vorbim de o poziție statică. Ortostatismul prelungit, o să vedem, are un grad de risc crescut mai mare față de apariția varicelor și o să înțelegem imediat de ce poate apare acest risc crescut. Dar dacă vorbim de obstrucție a sângelui arterial de data aceasta, cred că poziția așezat este mult, mult mai, să-i spunem, nefavorizantă pentru a putea hrăni aceste zone distale. Mă refer acum strict la membrele inferioare, la talpă. Și cu această ocazie mă uitam, de asta tot trăgeam aici cu ochiul pe telefon, pentru că văd că sunt persoane care ne urmăresc și pe Facebook și aș vrea să le salut pe această cale. Da, suntem pe Sănătate cu Prioritate și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV, așa că puteți alege dumneavoastră unde vreți să fiți acolo. Noi urmărim mesajele dumneavoastră. Dacă vreți să dați un share, ar fi foarte frumos din partea dumneavoastră și vă mulțumesc, pentru că este o
patologie, dacă pot să spun așa, mai o simptomatologie comună, larg răspândită. Exact, și de care foarte multe persoane, din păcate, nu, neînțelegând fiziopatologia locală, nu înțeleg de fapt cauzalitatea și, bineînțeles, soluția pe care o au la îndemână și care este atât de simplă și, din nou, naturală, firească, pentru că ne întoarcem la ceea ce spun de întotdeauna. Omul este o ființă bipedă. Deci, sistemele noastre biologice pe care le avem sunt construite ca să fim dinamici și nu statici. Deci, Creatorul nostru Dumnezeu, când ne-a creat, nu s-a gândit vreo secundă că vom ajunge să stăm 14 ore într-o poziție fixă. Fie în picioare, cum ai spus tu, dacă ai un astfel de job, fie să stai la birou sau să mănânci și să călătorești așa cum știm. Deci, iată-te că această deviație, dacă în trecut aici la Sănătate cu Prioritate am vorbit despre afecțiunile sistemului musculoscheletal, deci vorbeam despre durerile coloanei vertebrale, iată-te încă o problemă care apare de data aceasta din cauza punerii ființei umane într-o poziție diferită decât creația pentru care a fost ea materializată. Deci vorbim de un om care a fost proiectat să alerge, un om care a fost proiectat să se cațere, să meargă, deci să fie dinamic și să aibă această pondere de 6-8 ore maxim în care se odihnește. Și restul e în dinamică. Da? Deci trebuie să ne aducem aminte și să cumva să ne aliniem din punctul ăsta de vedere la ceea ce suntem de fapt noi ca ființe umane. Deci n-am fost făcut să stăm și birourile sunt cele mai păcătoase. Sunt extrem de păcătoase și înțelegând asta, cred că este extrem de important ca toți cei care ne urmăresc, mai ales dacă lucrează în mod frecvent la birou, să înceapă să-și dezvolte acest obicei. Am mai spus-o și o să o spun tot timpul. Să ne ridicăm la 45-50 de minute. Să ridici talpa piciorului, să faci o mișcare blândă, flexie, extensie de gleznă. Da? Să întinzi genunchiul de 10-20 de ori sub birou. Acest tip de mișcare ajută foarte mult la îmbunătățirea circulației periferice, mai ales dacă nu s-a manifestat într-o problemă clinică sau poate fi chiar o formă de tratament și la care, în mod normal, se pretează. Deci, de obicei, această indicație de a te ridica în picioare, de a face un pic de mișcare sau de a mișca trenul inferior, chiar și în poziție așezat, face parte din conduita ideală a pacientului care prezintă această simptomatologie, despre care acum o să vorbim în extenso, pentru că o să dezbatem, de fapt, partea estetică care apare sub forma problemelor de circulație periferică. Pentru că dacă zona aceasta de picioare reci, să spunem că e o problemă intimă, în care spui, eu fiind 40 de grade trebuie să-mi pun pilota pe picioare, că altfel nu pot să adorm, e fric de mor și e o problemă a ta, e bine când vorbim despre varice, e o problemă pe care o arăți tuturor. Și pe față de care multe persoane, și de asta povesteam mai devreme și de chirurgie, multe persoane au început să caute soluție la această problemă, iar trebuie să știe că chirurgia poate fi o soluție, însă din nou trebuie să fie ultima și în niciun caz nu combate cauza. Și o să aflăm în scurt timp care este de fapt fiziopatologia sistemului venos, ce se defectează în cadrul acestui sistem de apare acest sindrom de varice. Aș vrea să nu trecem așa ușor peste exercițiile care se pot face la birou când simți că dacă te ridici, timpul va fi dușmanul tău numărul 1 și nu vei termina la timp proiectul la care lucrezi. Și atunci mi-am amintit ce mi-a povestit o doamnă doctor cu care m-am împrietenit. Spunea că avea un curs la un moment dat foarte plictisitor, toți se plictiseau la cursul respectiv și profesorul avea și pretenția să stai cât de cât liniștit în bancă, însă ea și-a creat un sistem, nu auzea nimic din ce spunea profesorul acela, pentru că era nu era atât de bun pedagog, iar ea făcea un soi de exerciții la picioare, stând în bancă, se lăsea cu toată puterea pe piciorul drept, pe piciorul stâng, iar la finalul lor era singura care era cu un tonus foarte bun și toți se întreba, dar ce dar nu înțeleg, noi toți suntem praf, iar tu ești așa de plină de energie. Și explica, eu fac exerciții în timpul lor. Și asta mi-a rămas în minte. Deci când stăm la birou, avem câteva exerciții pe care le putem face cu picioarele, fără să ne ridicăm ochii din calculator și degetele de pe tastă. Sunt, pe de o parte, exercițiile care noi le considerăm a fi de tip izometric, cum făcea această colegă de care povestea doamnă doctor, de contracție statică. De exemplu, contracți fesierii. Da? Nu trebuie să te miști. Strângi fundul. Și este un exercițiu extrem, extrem de benefic, în principal pentru centura pelviană, pentru zona asta de intimitate, pe care de multe ori poate apărea ulterior probleme, cum am povestit, spre incontinența urinară, și stimularea acestei centuri este extrem de benefică. Apoi vorbim despre exerciții la fel statice, în care tu ai pomenit despre izometria aceasta, în care te împingi ușor cu piciorul în sol,
și activez tot lanțul muscular al membrului drept, respectiv stâng, și bineînțeles cele dinamice în care povesteam, să ridici și să cobor ușor talpa pe sol, dar ne imaginăm că palmele mele ar fi picioarele. Și practic faci această mișcare de flexie, extensie, de 10 ori cu fiecare picior, alternativ. Da, este o variație, din nou, care e foarte interesantă. Eu văd pe colegi deja că au început deja să miște. Și eu la fel, îmi pare rău, nu se vede, da. Excelent. Apoi vreau să fac extensia genunchiului, deci dacă acesta este trenul meu inferior, vorbind de un membru, ce efectiv întind piciorul sub birou de câteva ori. Un lucru care ajută foarte mult, pe de o parte, sistemul circulator, pe de altă parte, vorbesc despre specializarea mea musculoscheletală, pentru a putea să normalizeze aceste tensiuni ale țesutului moale, care din cauza faptului că stăm cu picioarele flectate ore întregi, 6, 7, 8 ore, creierul magazinează această informație și consideră că va trebui să-și ajusteze tensiunile ligamentelor, capetelor musculare, da, deci tendoanelor, către această nouă poziție. Și de asta apare, de exemplu, îl pui pe un pacient să se aplece, să atingă cu palmele solul și vine și spune, a, păi nu mai pot să fac asta, că puteam, când aveam 20 de ani. Deci ce s-a întâmplat? S-a instalat o scurtare musculară, o rigiditate acestui țesut moale, care apare din păstrarea poziției de care am spus, de 90 de grade a coapse și a gambei pe coapsă. Știu și copii care nu pot face asta. Din păcate, da, eu văd asta frecvent. Chiar și astăzi am avut o consultație în sistem de telemedicină cu o tânără de 13 ani, pe care mama a adus-o pentru o deficiență posturală la consultație, și în care, în cadrul acestui test foarte cunoscut, indice sol, tocmai pentru a putea observa anumite restricții musculare, am putut constata că nu putea să realizeze complet. Și îl realiza cu tot felul de mecanisme compensatorii. Ba, căuta să ciupească din flexia genunchilor și spuneam, ține genunchi întinși. Spunea, păi nu pot dacă stau cu genunchi întinși. Deci ea cătă că la 13 ani, deci la o vârstă la care nu poți să-ți imaginezi că ar părea o deficiență posturală, apare, din păcate, din nou, din cauza ieșirii din zonii noastre biologice. Deci, pentru că nu ne mișcăm suficient de mult. Râdeam așa înainte de emisiune că mai există și poziția șefului cu picioarele pe masă, nu degeaba. Șeful știe ce știe. Știe ce face. Șeful știe ce știe. Așa este. Este, de fapt, o poziție împrumutată din chirurgia cardiacă, acolo unde se fac aceste intervenții și în care se recomandă, mai ales în aceste probleme de deficiență circulatorie periferică, să se adopte ceea ce se numește drenajul postural. Drenajul postural, practic, înseamnă ca extremitățile, vorbind de trenul inferior, deci picioarele, să fie deasupra inimii. Da? Deci dacă stau întins pe pat, picioarele se le pun pe suprafață, care, de exemplu, poate să fie reprezentată de două perne sau de o pilotă înfășurată. Da? Și atunci picioarele sunt deasupra inimii. E bine, această posturare antigravitațională, de fapt, va facilita întoarcerea către inimă și vreau să intrăm probabil în scurt timp în subiectul sistemului venos, care nu are o pompă activă cum este inima. Deci, cu alte cuvinte, sângele care coboară și hrănește zona aceasta distală prin sistemul nostru capilar și ajung nutrienți către gambă, către tendon, către degete, la un moment dat sângele acesta este descărcat, deci se desaturează și apare fenomenul de transfer în circulația venoasă, deci într-un alt sistem de conducte de data aceasta, care are scop să întoarcă acest sânge, repet, desaturat, către inimă. Și aici e problema, că s-ar putea ca întoarcerea asta să nu fie făcută cum trebuie, bănuiesc. Să prezinți un deficit, pentru că această întoarcere, și eu chiar o să-i rog pe colegi să ne ajute și cu o imagine, este o întoarcere care este dependentă fie de a învinge gravitația, deci să stai cu picioarele ridicate, fie de a avea o pompă musculară. Și ceea ce vedeți în această imagine, care o să apară imediat și pe marile ecrane, o să putem înțelege, de fapt, cum funcționează și care este structura sistemului nostru venos. Pentru că în această imagine acum putem observa că la nivelul intern al vasului sanguin venos există, după cum vedem, o mică poartă, care în cazul imaginii de sus este închisă și se numește valvă. Această valvă venoasă. În momentul în care vasul de sânge începe să fie venos încărcat cu foarte mult sânge, reîntoarcerea în spațiul său de domiciliu, în fiziologia sa, este nu la fel ca înainte. Și atunci, practic, această valvă nu mai cuplează în poziția de închis și se creează un fenomen, o să explic în continuare, de presiune hidrostatică. Asta înseamnă că este un fenomen de picaj al sângelui. El nu mai este blocat din etaj în etaj cu ajutorul acestei valve. Și pentru a înțelege și mai bine, o să rog eu pe colegi să ne pună o fotografie cu structura peretelui venos, tocmai pentru a înțelege că vasele noastre care transportă sângele nostru venos, noi le putem observa sub formă albastră,
Din păcate nu cred că avem tot sânge albastru, dar așa se vede, dar se spune că Casa Regală are sânge albastru, însă noi tot ce vedem ca și pe extremități cu albastru este de fapt zonă capilară și zonă venoasă. Ei bine, aceste structuri au de fapt trei straturi foarte clar definite în momentul de față, cum vedem și în această imagine, vorbim despre o tunică externă care este dominată de țesut elastic, deci are foarte multă elastină, deci că are capacitatea să-și mărească volumul de 5 ori. Deci, spre deosebire de sistemul arterial, este mult mai elastic. Apoi vorbim de o tunică internă dominată de țesut muscular, tocmai pentru că va trebui să se încordeze la un moment dat, și din nou o tunică internă dominată de un țesut elastic. E bine, înțelegând această proprietate a sistemului nostru venos, când stai în picioare, de ce spuneam că statul în picioare e mult mai periculos decât statul în așezat, în punct fix vorbesc, pentru că se creează fenomenul de picaj al sângelui. Deci sângele venos face transferul prin sistemul capilar din arterial în venos și trebuie să învingă gravitația. Ei bine, singura lui formă de a învinge gravitația este ca musculatura să se contracte și să creeze o presiune hidrostatică de jos în sus și să deschidă acele valve. Deci dacă tu nu faci mișcare, nu faci decât să încarci din ce în ce mai mult aceste vase sanguine de sânge venos și lărgirea lor în mod exagerat și repetitiv, deci statul în picioare prelungit sau statul pe scaun în mod prelungit, deci fără să am activitate musculară care, repet, este singura noastră formă reală de a împinge sângele venos către inimă. Mai sunt câteva mecanisme pasive, dar de un reglaj foarte intim, cum este forța de aspirare a inimii. Inima pompează sânge și apoi face un vacuum. Vacuumul acela este o forță care atrage sângele venos către inimă. La fel și fenomenul de inspir și expir. Când inspir, fac acest vacuum cu ajutorul căruia se creează o presiune negativă care se trage sângele venos. Dar sunt forțe foarte intime pe care nu te poți baza. Și de asta, dacă stai, de exemplu, mult timp cu picioarele fixe, cum stau colegii acum și cum stăm și noi să stai în picioare, o să vezi rând de cât primul gând al meu este să terminăm să ne ridicăm puțin în picioare, deci mai speriat acum. Se umflă realmente picioarele, iar venele, repet, au această capacitate de a-și mări volumul de aproape 5 ori. Ei bine, dacă acele clapete pe care le vedeam anterior încep să fie depărtate cu o distanță de 5 ori, reîntoarcerea în tinerețe se face. Deci cu ajutorul acelei structuri musculare de care am vorbit și tunica externă care este dominată de țesut elastic are încă proprietatea să se strângă și atunci practic valvele cuplează optim. Însă în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani... Adică dacă lași treaba nerezolvată. Exact. Practic repeți acest obicei nociv de a încărca realmente sistemul venos, nu faci decât să abuzezi de această proprietate elastică și musculară a sistemului venos, ca în final, când el se întoarce de fapt să nu mai poată să cupleze realmente valva aceasta în poziția de închis și sângele este într-un picaj continuu. Asta se numește fenomenul intermedical de varice hidrostatice. Care dar totuși, sunt cum îți dai seama că începe problema asta, că încep să apară varicele? Adică ai niște simptome prevaricoase. Prevaricoase, dar cumva care să-ți semnaleze faptul că o să te confrunți cu asta, oprește-te, fă ceva. Primul fenomen care poate apărea este cel de care am început emisiunea, și anume cel de edem. Deci poți să simți, de exemplu, șoseta, ciorapul, poate să creeze un fenomen de compresie. Ajungi acasă, dai și o stajezi și vezi o mică dungă la nivelul gleznei sau un pic mai sus de gleznă. E bine, deja e un prim semn că ai o problemă de circulație periferică, acolo sângele începe să băltească realmente în aceste structuri și ar fi bine să conștientizezi lucrul ăsta și să întrerupi acest pattern. Mai sunt și trevidișoare inestetice care se văd la periferie. Fac parte din procesul. Pe de-o parte vorbeam exact ce povesteam despre structura lor, pentru că noi avem două tipuri de vene, din fericire. Avem venele superficiale și sistemul superficial, pe care noi îl putem observa, pentru că este imediat sub tegument și vedem, da? Ne uităm cu toții pe mâini, pe picioare, însă avem și, din fericire, sistemul principal de conducere, care este cel profund, care este chiar în țesutul muscular. Tocmai pentru că această pompă de care vorbeam și colegii chiar arătaseră mai devreme următoarea imagine, în care vreau să simbolizez că atunci imaginăm că paharul meu este această venă și aici sunt mușchii. În momentul în care eu fac o activitate fizică, efectiv musculatura strânge peretele venos și împinge sângele către inima. Deci iată că de fapt mișcarea, activitatea fizică
și în final kinetoterapia, spun în final pentru că de fapt, uite, acum se vede foarte, foarte bine, o văd și eu pe televizor, vezi cum această plasă musculară începe să facă fenomenul când se contractă, uite, și împinge sângele, vezi, poc, și faci mișcarea. Da? Adică ridici acesta talpa. Este binele pe care îl faci în momentul în care... Pentru că așa suntem aliniați la sistemul biologic. Piciorul. Așa am fost construiți. Dumnezeu a spus, lasă-i să se miște, că așa i-am programat și să le fie bine. Doar că noi am început să facem alte lucruri decât am fost proiectați și așa că am ajuns să stăm prea mult într-o poziție statică. Ne-am construit un scaun. Exact. Cineva a construit scaunul, apoi a construit laptopul și iată că tot sistemul biologic va trebui și să caute să se adapteze. Însă este extrem de important să înțelegem acest drum care este unul sigur. Nu se pune întrebarea dacă ai o viață statică, dacă vei avea probleme circulatorii. Atenție! Nu! Toată lumea va prezenta, pentru că vorbim de un sistem fiziopatologic foarte ușor de înțeles. Deci întrebarea care se pune este când se vor manifesta? La 30 de ani? La 40 de ani? În decada a 5-a? În decada a 6-a? Și atenție! Dacă înțelegi acest fenomen acum și ești încă, să spunem, la 30-40 de ani, poți să le preîntâmpini. Iar dacă ele se manifestă, apare de fapt soluția cauzală de care încerc să vorbesc, și anume să începi să-ți crești forța musculară locală și tonusul muscular prin niște exerciții specifice. Poate și aici ne vorbești despre exercițiile acestea, pentru că și Liliana e foarte curioasă ce putem face în boala varicoasă, exceptând bisturiul, de care este foarte teamă. Mulțumim pentru reacțiile dumneavoastră, suntem live pe pagina Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Dacă aveți ceva de spus, de întrebat, sunteți liberi să o faceți. Noi luăm o scurtă pauză și ne întoarcem să vorbim despre ce putem face pentru a preveni aceste semne, aceste fenomene inestetice, care inestetice sunt și dureroase și așa mai departe. Din păcate. Și cum putem să ne ferim de bisturiul chirurgului și cumva să ne simțim sănătoși, să fim sănătoși și să fim și estetica este importantă, mai ales la femei și nu numai. Dar probabil că sunt niște soluții pe care le vei propune și țin de kinetoterapie. 100%. Și o să vorbim și despre de ce poporul român a avut atât de mare dreptate când a spus mersul pe jos face piciorul frumos. Dar asta după pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
cred că până la această oră au fost foarte multe persoane care s-au plâns, că au picioarele umflate, că au stat foarte mult în picioare, au stat foarte mult înșezut și poate că aveți și probleme cu varicele. Asta este. Este o problemă, o simptomatologie comună, tuturor, foarte întâlnită și despre asta vorbim în această ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Mai avem puțin din această emisiune, așa că intrați și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV în cazul în care doriți să vorbiți cu invitatul meu de astăzi, care este Alexandru Ilie, fizioterapeut, și rămăsese că ne explici mai multe cum facem să nu ajungem la varice și dacă ajungem să nu ajungem la bisturiu totuși. Exact, și trebuie să se cunoască faptul că bisturiu este o formă destul de invazivă, mai puțin la care se apelează în zilele noastre. În schimb, operațiile de tip laser, cu ajutorul laserilor, se fac și care au ca obiectiv ceea ce povesteam înainte de pauză și o să repet acum, tocmai să poată să creeze un fenomen de ardere care face ca tunica internă, respectiv tunica internă, părți componente din peretele vasului de sânge venos, să se contracte, deci să se micșoreze ca volum și să facă, de fapt, această mecanică pe care o prezentam anterior a valvelor venoase, să se întoarcă în spațiul de domiciliu. Deci este extrem de important să înțelegem că inclusiv intervențiile de tip bisturiu, cum ai spus tu, sau laser, cum am completat acum, nu fac decât să reprezinte o formă de tratament simptomatică pe moment, cu alte cuvinte, în 2 ani, în 3 ani de zile, dacă tu nu ți îmbunătățești pompa musculară, tonusul muscular, activitatea fizică și nu apelezi, cum o să povestim ea, de drenaj postural, nu poți combate cauza și astfel fenomenele nu vor face decât să recidiveze. Păi tocmai ne povestea o telespectatoare care ne urmărește aici pe pagina de Facebook, ne spunea că în scurt timp mi s-au extins pe toată zona piciorului. La început a fost pe zona de mijloc a piciorului, de desubtul genunchiului, în timp, într-un an, s-a extins și mai jos, apoi mai jos. Ce pot face să prevină apariția altora? Și altora, exact. În acest sens trebuie să se cunoască exact ce spuseam mai devreme. Pe de-o parte, introducerea unor obiceiuri zilnice în comportamentul nostru, cum ar fi, dacă lucrezi la birou, să te ridici în fiecare zi, în fiecare oră la picioare și în picioare și să mergi, atenție, să faci câțiva pași și apoi să începi să faci aceste exerciții simple de care am povestit și pe care le vom repeta, în care faci această flexie dorsală, flexie plantară a piciorului, faci extensia genunchiului, faci o izometrie, adică strângi fundul, cum povesteam mai devreme, împing cu talpa în sol câte 3-4 secunde, tocmai ca să activez toată această tensiune musculară, care este singura soluție prin care pot să-mi îmbunătățesc cu adevărat circulația de întoarcere de data aceasta, foarte importantă. Pe de altă parte, pregătisem eu pentru colegi și o fotografie, deoarece cu ajutorul echipei de specialiști a platformei pe care o coordonez, de recuperare medicală prin fizioterapie online, am dezvoltat inclusiv o soluție pe care oamenii, evident, o pot folosi acasă. E vorba de un program pe care oamenii îl pot accesa, cu ajutorul căruia le ofer pe de-o parte acele exerciții specifice din kinetoterapie, cu ajutorul cărora poate să-și îmbunătățească într-o manieră progresivă atât circulația periferică, care este subiectul nostru de astăzi, dar pe de altă parte să reducă inclusiv, pentru că vorbim de mobilizarea picioarelor și de mobilizarea centurii pelviene, deci tot ce înseamnă musculatura bazinului, evident să reducem durerile lombare. Și în acest sens, o astfel de poziție, am pregătit eu o astfel de fotografie, e cea în care stai cu flexia coapselor aproape de 45-50 de grade. Și o să vedem imediat, de fapt, cum arată. Uite, aici am făcut eu o captură din acest program în care mi-am pus picioarele pe un astfel de dispozitiv care noi l-am introdus în acest program, în acest pachet, o pernă special ergonomică cu ajutorul căreia, doar dacă stai 10 minute la final de zi, pentru doamna care ne întreba dacă stă cu picioarele suspendate, apropo de drenajul postural, face să golească sistemul venos și să nu mai petreacă 8 ore sau 7 ore cât urmează să doarmă cu venele încărcate și într-o elasticitate mare. Deci tuturor celor care ne urmăresc în acest moment să înțeleagă că drenajul postural, deci ridicarea picioarelor la 10-15 grade peste inimă, este unul dintre cele mai importante obiceiuri pe care îl poți face, atât pentru a preveni, cât și pentru a frâna, pe de-o parte, și asta seară de seară, deci să fii perseverent cumva. Uite așa, stai la televizor, stai pe Speranța TV și stai cu picioarele pe ceva. Poți să alegi un asemenea produs cum l-am dezvoltat, poți să creezi tu propriile tale soluții, însă important este să înțelegi, așa cum facem fiecare dată prin educație, de ce să fac asta. Dacă, cum avem acest program,
faci și niște exerciții, deja reușești să generezi un cadru favorizant, pe de-o parte de frânarea patologiei, ceea ce o interesa pe telespectatoarea noastră de astă seară, pe de altă parte, înțelegând ce urmează să se întâmple, să preîntâmpine această afecțiune circulatorie, care, așa cum spuneam, este doar o întrebare de timp când va apărea, dacă ai un stil de viață dominat de sedentarism. Este o poziție modernă acum și a fost întotdeauna și confortabilă, de ce nu? Că de aceea oamenii stau așa, picior peste picior. Cât de nefastă e această poziție? Foarte interesant cum ai pus problema, faptul că este confortabilă. Oare de unde ne vine această nevoie? Pentru că e clar, o nevoie a sistemului nervos central, creierul îți cere această poziție. Și oare de ce vine? În majoritatea cazurilor vorbim din nou despre o disfuncție articulară și aici mă refer la articulația sacroiliacă. Deci este o articulație între coloana terminală, deci între partea sacrului și osul iliac, adică oasele bazinului. În momentul în care simți nevoia să stai picior peste picior pentru că te simți confortabil, de fapt, sacroiliaca pe partea căreia ai ridicat piciorul era într-o disfuncție, era într-o tensiune și aveai nevoie să o întinzi. Asta ca să spunem că este mai bine confortabil. Că ai făcut această mișcare ca să detensionezi. E bine pentru că de data aceasta ai avut capacitatea să-ți asculți corpul și ai făcut ce ți-a cerut. Dar să facem asta din mai multe perspective și nu doar aici, că e foarte confortabil cu picior peste picior. Doar că piciorul peste picior, așa cum tu menționasei, creează evident un fenomen compresiv mecanic. Asta înseamnă că cu o parte, da, cu gravitația, cu greutatea membrului inferior, tu faci o obstrucție de circulație suplimentară de data aceasta și de asta poate apărea, de exemplu, fenomenul de amorțeală. Stai picior peste picior și simți, de exemplu, că laterala piciorului ți-a amorțit. De ce? Pentru că s-a creat o obstrucție de circulație locală de data aceasta și, bineînțeles, inclusiv sistemul nervos vine cu factura și spune amorțeala, furnicătura apare imediat, dar acestea sunt semnele ulterioare. În primă fază trebuie să înțelegem că a sta picior peste picior conduce în mod inevitabil la o frânare și mai mare atât de transport al sângelui cu nutrienți, deci vorbim de sânge arterial, cât și mai ales de o frână și mai mare pe care o dăm sângelui de întoarcere, și anume sânge lui venos. Și mai e o situație, acum a venit căldura și există și mai frecvent fenomenul ăsta de picioare umflate pentru că e cald și vreau să întreb dacă o persoană este sănătoasă, mai are probleme că e căldură și se umflă picioarele sau umflatul căldura picioarelui face o fasă ține dilatație. De... Deci căldura, dacă mă duc, de exemplu, la saună sau fac un duș fierbinte sau ies afară 45 de grade și o saună de toată frumusețea că o să urmeze, e bine, creează acest fenomen de vasodilatație. Ce înseamnă vasodilatație? Înseamnă că vasul de sânge se dilată. Deci are un spațiu mult mai mare. E bine, de data aceasta ajungem într-un factor favorizant și mai mare dată de această vasodilatație pentru acele valve de care am spus. Deci vasul de sânge care trebuie să fie din nou mic venos pentru a cupla aceste valve, e bine, el are de data aceasta un factor de mediu care îi conduce la o relaxare a fibrelor musculare pe care le-am amintit, fibrele interne, a tunicii mijlocii, care, evident, la căldură mușchiul ce face? Se relaxează. Și pentru că se relaxează, vasul sangvin magazinează și mai mult sânge venos și astfel fenomenul de picioare umflate poate să fie, din păcate, favorizant. Și atunci, din nou, încă o dată, avem nevoie de activitate fizică și chiar un pic să alternăm temperatura. Deci, un pic de sau apă rece, ne scrie Cristian. Dacă băgăm tărpin în apă rece, gata, am rezolvat problema. Pentru că apelez la efectul invers. Dacă am vorbit de vasodilatație, vom vorbi de vasoconstricție, care este un act reflex la care, din nou, sistemele biologice sunt proiectate, ca atunci când întâlnim recele să se contracte foarte bine sistemul nostru venos și, bineînțeles, să se dilate la căldură. Și înțelegând fenomenele astea, putem să le utilizăm pentru atingerea obiectivelor pe care le propunem. Așadar, alternarea dușului dintr-o temperatură, le spunem călduță, nu fierbinte, niciodată nu recomand dușurile foarte fierbinte, mai ales că majoritatea au probleme cardiace, sunt hipertensivi. Dar cele reci? Dușurile cele reci? Nu neapărat reci, ci mai reci. Da? Și alternarea. Deci acest antrenament vascular la care tu apelezi prin alternarea temperaturii apei este un alt mijloc. De data aceasta, doar acasă poți să-l utilizezi, prin care poți să stimulezi această vasoconstricție venoasă, deci să antrenezi realmente musculatura internă a vasului tău sangvin. Deci permanent să dați drumul un pic la apă și, poate în final, un pic mai rece. Ca asta face bine, apropo, să și adormi.
mult mai repede adormi dacă ți-ai creat un fenomen de vasoconstricție decât un fenomen de vasodilatație. Ca și asta e o problemă a noastră, cum mai dormim, că nu mai doarme nimeni, suntem toți deprimați, depresivi, anxioși și cred că activitatea fizică are un cuvânt de spus și la starea, tonusul sufletesc. Din fericire, da, toate studiile au condus la această concluzie că inclusiv activitatea fizică înainte de somn, cum se credea înainte că crește pulsul, crește adrenalina, nu să o mai ia somnul, era de fapt un mit. Studiile au confirmat faptul că melatonina, hormonul nostru care activează toată această cascadă favorabilă senzației de somn, este într-o concentrație mai rapidă și mai mare secretată dacă faci o activitate fizică sau dacă alternezi ceea ce predică fluxul sângelui. Apropo de dușul cald și dușul rece. Și din punctul ăsta de vedere, din nou pe această platformă pe care am fondat-o, am creat un program dedicat și spun un sistem, mai corect spus, de îmbunătățire al somnului. Poate o să povestim o dată în extenso, tocmai pentru că data asta nu sunt exerciții pe care să le faci ca să dormi mai bine, ci este vorba de un produs ortopedic, e vorba de anumite meditații care s-au constatat din nou științifică, ascultarea unui anumit ritm al muzicii pe o anumită frecvență îți ajută creierul să se liniștească. Și nu în ultimul rând, cum avem și noi ca creștini ortodoxi, fenomenul de a te liniști înainte de a merge la somn, și anume să faci o rugăciune, care încă o dată, iată că tradiția noastră și educația noastră creștină are atât de multă înțelegere medicală neexplicată. De ce este bine să faci o rugăciune, să-ți liniștești mintea, să-ți liniștești sufletul, care activează această poartă a amigdalei și respectiv a melatoninei de a fi secretată într-o concentrație mare și astfel să ai un somn de foarte bună calitate și cu intenții. Da? Iată că astăzi psihologia vine și ne arată foarte clar din nou prin studii că în mod repetitiv, când mintea ta este antrenată să se gândească la ceva anume și toată lumea când face rugăciuni, face rugăciuni de liniște, de sănătate, de intenții pozitive, deci practic te cureți de toate acele împovărări pe care le ai de viață și repetitivitatea acestora conduce la un somn de foarte bună calitate. Deci încă un motiv în plus pentru care să facem rugăciunea seara înainte de culcare. Da, spunea și mai, dacă Dumnezeu nu doarme, dacă tot nu dormi, poți să te gândești la problemele mele ca să mă odihnesc eu. Era bine, aici intrăm în alt subiect, dar rapid, tangențial, că ai spus că există anumite sunete. V-a deranjat vreodată natura să dormiți? Adică ploaia, sunetul, cântecul păsărilor sau un susur de apă, nu ne-a deranjat niciodată somnul? O bormașină, un sunet produs de un claxon, da, dar zgomotul naturii niciodată nu ne-a perturbat somnul, dimpotrivă. Deci nu avem nevoie de o liniște mormântală, ci nici natură. Ne întoarcem la subiectul nostru. Cât timp trebuie să facem exercițiile acestea ca să trecem peste moment? O așteptam de mult timp, pentru că toată lumea în zona asta în care noi trăim astăzi suntem agitați să facem lucruri. E întrebare, da, să cât timp și asta să fac și de câte ori să fac? E bine, recomandarea de data aceasta chiar în cadrul acestui program pe care l-am dezvoltat ca soluție este să se facă ședințe scurte de 10 minute, în mod surprinzător pentru foarte mulți, cu o frecvență ideală de 2 ori pe zi, minim o dată pe zi. Și de obicei asociem această gimnastică de circulație periferică chiar spre finalul zilei, când de fapt toată această încărcare venoasă s-a produs din cauza ortostatismului sau statului prelungit și atunci am nevoie, pe de o parte, cu ajutorul drenajului postural, cum văzusem în această imagine, care stai cu picioarele suspendate, și pe de altă parte, începând rând pe rând de la extremități, să încep să încurajez golirea sistemului venos. Deci 10 minute în fiecare zi promit tuturor, și asta sunt martori cei care mă urmăresc și cei care mi-au urmat sfaturile până în acest moment, că pe de o parte produce un rezultat foarte rapid. Deci am pacienți care îmi spun în 5 zile, nu vine să cred ce efect a produs această simplă gimnastică pe care mi-ai spus să o fac, această simplă drenaj postural, deci efectul acela de picioare încărcate, grele, nu neapărat dureroase, dar știți că picioarele grele se întâmplă foarte, foarte rapid și îi provoc pe cei care ne urmăresc acum să testeze și să ne lase un comentariu. Deci fie pe Facebook, zile, fie pe pagina mea, timp de 5 zile, 10 minute să facă aceste simple exerciții înainte de culcare și drenajul postural de care am povestit. Și dacă vor să intre în detalii, bineînțeles, poate să vadă acest program pe care l-am dezvoltat, dar acest obicei al drenajului postural este o binecuvântare pentru sistemul venos. Nu doar, e confortabil, am văzut, este... Doar să stai. Vis. Este vis, efectiv, când stai și folosești gravitația în favoarea ta. Pentru că, de fapt, asta e și problema sistemului venos, că trebuie să învingă gravitația să ajungă la inimă. Noi nu prea vorbim de apariția varicelor o dată pe braț,
Ai văzut la cineva? Deci nu apar varicele pe braț. Pentru că gravitația încurajează descărcarea și coborârea sângelui venos către inimă. Deci problemele sunt la tot ce înseamnă structuri de subinimă. Da? Și țesuturi de subinimă. Pentru că trebuie să învingă gravitația ca să ajungă din nou în inimă și să fie încărcată, așa cum arătasem astăzi în imagini, cu acest sânge dominat de oxigen. Ne întreabă telespectatorii dacă gimnastica în apă este recomandată. Pentru acest tip de beneficiu, cu siguranță că da, însă beneficiile sunt mult mai multe. Gimnastica în apă este, din nou, înțelegerea a ceea ce se întâmplă cu organismul când este în imersie, fie parțială, fie totală, deci o scufundare în apă. Dacă, de exemplu, ești până la nivelul gâtului scufundat într-un bazin, mai ai undeva la 7% din greutatea corporală presiune în articulații. Deci este o binecuvântare să poți să miști toate articulațiile fără să ai presiune pe ele. Ceea ce este maximul din ceea ce poți să oferi, de exemplu, unui pacient artrozic. Dacă vorbim de o gonartroză, vorbim de o coxartroză, acolo ai nevoie ca să faci mișcare fără să lezezi articulația. Atunci, singura formă este să ai o poziție descărcată, deci fie lucrezi în decubit lateral, fie ești în așezat, fie faci bicicletă, ia către un alt mijloc de întreținere articulară, fie dacă ai posibilități, acum, aproape că s-a terminat și pandemia și, bineînțeles, posibilități financiare, să mergi să practici în notă. Acum vine marea. Toată lumea se văd că stă în mare, ce bine face să stai în mare. Din foarte multe puncte de vedere, mai ales că vorbim de foarte multe, foarte mulți clienți pe care îi avem în această apă sărată de la noi, din Marea Neagră. Văd că oamenii sunt, care au venit pe pagina noastră astăzi, ne vorbesc despre cum trebuie, deja știu totul pentru că au făcut exercițiile din programul pe care l-ai excelent, mă bucur atunci. L-ai realizat. Dacă sunt și deja sunt reacții pozitive, mă simt minunat, spune Simona. Da, eu voiam să te întreb unde te mai pot urmări, mai că înțeleg că le ofer ceva gratuit. Cu siguranță, da, avem pe viitor am creat așa un fel de obicei. O dată pe lună vrem să inițiem oamenii într-o provocare. Se numește provocarea de 5 zile. S-a creat deja ușor-ușor un fenomen în care rând pe rând luăm etajele coloanei vertebrale, iar de luni, deci de astăzi, într-o săptămână, vom începe ceea ce se numește provocarea de 5 zile dedicată posturii, terapia posturală. Vom face pe partea educație medicală de 10-15 minute în care vom explica patologii posturale atribuite etajului toracal, deci vom vorbi doar de 12 vertebre, nu pentru etaj cervical, nu pentru lombare, le urmează, dacă să mă urmărească și pe Facebook și pe această platformă de care am amintit la începutul emisiunii, și apoi urmează 30-40 de minute de exerciții din kinetoterapie care au ca scop, în primul rând, să fie foarte blânde, pentru că e clar că vorbim de mișcare în masă, și pe de altă parte de atingerea unor obiective atribuite pastilei din educație. Deci dacă, de exemplu, vorbesc despre cifoză, o deficiență posturală frecvent întâlnită, cocoașa. De bine, sunt exerciții care le voi oferi gratuit în fiecare zi timp de 5 zile de la ora 10 de dimineață pe Facebook. Dacă vor să participe, invit cu mare drag să mă urmărească, să meargă pe această pagină, să scrie, pentru că scrierea este gratuită. Și pe 8 iunie vom realiza un eveniment, din nou gratuit, va fi online, de aniversare de 2 ani de zile a primei platforme de fizioterapie asistată online din România, în care vor fi așa un festival de premii, tombole, ca la orice aniversare. Ne dorim să fim aproape de oameni, pentru că, de fapt, acest fenomen pe care l-am dezvoltat împreună, fenomenul Restartix, este un fenomen care continuă și după pandemie, pentru că oamenii ne oferă acest feedback. Și sunt extrem de mulți pacienți care ne mulțumesc în zilnic, atât prin beneficiile de îmbunătățire în calitatea vieții, dar vorbim și din povești extraordinare. Și chiar acum, cred că înainte de emisiune, cu o oră, am făcut un live pe pagina aceasta de Facebook și i-am rugat ca toți cei care vor să ne lase testimoniale scrise sau printr-o formă audio sau chiar video în care să spună patologia lui, pentru că eu le știu, pentru că i-am din consultații, la fel doctorul Alexandru Pândaru, care face parte din staful medical, doctorul Alin Popescu, care a condus și conduce departamentul de nutriție, alți colegi de-ai mei fizioterapeuți, noi știm aceste povești și cazuri extraordinare în care oamenii ne-au întâlnit, aveau probleme serioase, majoritatea patologii ale coloanei vertebrale, și după o consultație, în tocmirea unui plan terapeutic personalizat și început să munca, te ocupi de el și muncă, la 2 luni, la 3 luni distanță, rezultatele sunt incredibile. Vorbeam de oameni care prezentau deficit motor, să nu mai putea să-și mobilizeze foarte coerent mișcarea dorsiflexie și se împiedicau, de exemplu, mergeau pe stradă și se împiedicau la trecerea în autobuz, pe trotuar, dar aveau tot felul de momente, mai ales dacă erau obosiți în a doua parte a zilei și care spun
și în mod constatat clinic printr-un EMG că s-a îmbunătățit și, bineînțeles, de reducerea durerii, care este inamicul nostru numărul 1. Cred că asta este satisfacția cea mai mare, când omul mulțumește pentru că se simte bine. De fapt, este munca lui în echipă cu munca kinetoterapeuților și a celor care l-au susținut. Asta întregului staff medical, exact. Noi din asta ne hrănim și orice expert în sănătate, oricât de multă faimă, oricât de mulți bani ai primi, nimic nu poate să însemne nici măcar 10% din ceea ce se aduce un feedback din partea unui om care vezi realmente că e marcat calitatea vieții într-o manieră pozitivă. Ia și vedeți, domnilor și domnilor, în seara asta, cum faceți 5 zile la rând să stați 10 minute cu picioarele pe o pernă, puțin mai sus, cu o plapumă înfășurată, dacă nu aveți chiar pe acel perete, obiect. Cum? Pe perete. Pe perete, cu picioarele exact. Ușor suspendat, sau pe marginea patului, dacă au un pat care are o margine. Așa, 10 minute. Azi 10 minute, mâine 10 minute, poi mâine și veți vedea diferența. Încercați să vedeți diferența. Dacă a spus minciuni sau nu a spus minciuni, Alexilie. Îi provoc, așa este. Chiar e o provocare de data aceasta să urmeze acest sfat practic de a practica drenajul postural nocturn și această mobilizare, dacă am vorbit, și în 5 zile să-mi scrie pe pagina de Facebook. Eu n-am banat niciun fel de mesaj, toate mesajele poate să apară. Alexandru Ilie, simplu. Da, asta e cel mai ușor, dar poți să-mi scrie efectiv pe pagină, nu doar în Messenger, și să spună: nu am simțit nimic, nu are niciun fel de beneficiu, sau din contră. Îți mulțumesc frumos de recomandare, mulțumesc Raluca, îi mulțumesc Speranța TV că ați adus o astfel de lucru care mi-au făcut o viață mai bună. Deci ne creăm așa un lanț de o comunitate de oameni care 10 minute seara fac lucrul ăsta. Să știți că să vă gândiți oare la ora asta cât stau ca mine și ne relaxăm și citim o carte, că bănuiesc că lăsați și telefonul deoparte. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, pentru și mulțumesc mult de tot ceea ce ne-ai spus astăzi și chiar putem să ne luăm multe teme pentru acasă din ce ne-ai povestit aici. Mulțumesc foarte mult, mă bucur. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție și fiindcă acum știți mai multe, sunt convinsă că 2-3 vor face ceva, 2-3 vor avea conștiința încărcată până când, din dorința de a scăpa de acel sentiment că trebuie să facă ceva, vor face, iar pentru restul, cel mai sigur, repetăm interviul undeva în viitor sau ne bazăm pe faptul că veți distribui această ediție în online. Oricum, Alexandru Ilie, fizioterapeut, și-a făcut datoria de a vă aduce veștile bune. Cu mișcarea potrivită, mutați marea problemă a picioarelor. Final de emisiune. Ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine! Care este relația dintre Biblie și tradiție? Sunt ele în conflict sau în armonie? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Iisus. Stă scris, obișnuia el să spună celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește.